Pasajul subteran face parte dintr-o lucrare amplă de reamenajare a centrului din Râmnicu-Vâlcea, care are termen de finalizare 30 septembrie. În pasaj au fost amenajate și două spații expoziționale în care și-au expus lucrările artiști plastici și artiști fotografi, precum și standurile de carte a două librării și un centru de informare turistică. De la momentul deschiderii pentru public, aici funcționează un post permanent al poliției locale. Sunt încă în stare de șoc, pentru că noi n-am știut despre lucrul acesta. Când am aflat, ne-am mobilizat și am făcut ceea ce vedeți. Eu sper că pasajul acesta, timp de 5 ani, cât spune contractul, va fi un centru de interes turistic și cultural al orașului. Speranța mea a fost că vom da drumul la toată lucrarea, dar datorită întârzierilor care au existat foarte, foarte mari, atât de proiectare cât și de execuție, am insistat să dăm drumul doar la trecere, la acest pasaj, pentru ca cetățenii din municipiul Râmnicu-Vâlcea să nu mai sufere și să nu mai stea foarte mult la trecerea de la mol. E frumos pentru că am înțeles că e o expoziție de pictură acolo, nu? Și asta e ceva deosebit, într-adevăr. Dar așteptăm să se termine mai repede. Era normal să se facă așa frumos, dar prea dura mult. E o realizare frumoasă, ne bucurăm pentru ea. Să fie într-un ceas bun. Proiectul de reorganizare și reamenajare a centrului municipiului este realizat cu fonduri europene în valoare de aproximativ 65 de milioane de lei, din care contribuția locală este de 2%.